Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36 până la versetul 42, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1057. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începem citirea cu versetul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară, după momentele de închinare, de laudă, de glorificare a numelui Domnului, după ce inimile noastre au fost pregătite, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt și în umilință mă rog ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Amin. Să vorbească inimilor noastre ceea ce avem nevoie pentru Biserica Domnului de aici, pentru sufletele și viețile noastre și de ce nu fiecarei familii în parte. Amin. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le slujesc în zona Sucevei, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, de când n-am mai fost la dumneavoastră, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. În timp ce Apostolul Petru predica, a ajuns la un moment dat când i-a anunțat pe toți evreii adunați în ziua cincizecimii la Ierusalim că Dumnezeu Tatăl, Jehova, l-a făcut pe acest Iisus pe care ei l-au batjocorit, pe care ei l-au răstignit, pe care ei l-au dat în mâna celor fără de lege, l-a făcut Hristos și Domn, înviindu-l din morți. În momentul acela s-a încheiat predica lui, pentru că oamenii au început să pună întrebări. Toți predicatorii își doresc să-și încheie predica, dar e fain atunci, frumos, grozav, când nu-și termin predica și cineva s-o tărăște în timpul predicii tale. Nu-l mai interesează punctul 3, punctul 4, nu-l mai interesează ce mai ai tu ilustrații, să ridică și spune: vreau din ziua de astăzi să mă hotărăsc pe Domnul. Mi s-a întâmplat și mie odată și sper să mai întâmple. Doamne ajută! Pentru că nu contează să încheiem noi predica, contează să existe decizii în ceea ce privește mântuirea și salvarea. Doamne ajută! Și aici oamenii l-au oprit și au spus: dacă e așa, fraților, ce să facem? Și Petru începe să le explice ce trebuie făcut. Scriptura spune că 3.000 de oameni în ziua aceea au acceptat mesajul Evangheliei și au fost botezați intrând în Biserica Domnului. După care de la 3.000 de oameni ajung 5.000 foarte rapid. Și spun cei ce studiază Scriptura, au umplut Ierusalimul de ucenici ai Domnului Iisus Hristos, făcându-i pe autorități să se gândească ce vor face. De atunci încoace, toate bisericile privesc spre prima biserică ca o biserică etalon, ca o biserică model, la care, la baza căreia vrem să ne întoarcem și noi. Dar biserica aceasta a fost puternică, s-a mulțit grozav, pentru că a avut la bază câteva lucruri foarte importante, pe care vreau să vi le explic în seara aceasta, atât la nivel personal, cât la nivel familiar, dar în mod special la nivel de biserică. Știu că Biserica Domnului de aici, am fost de mai multă vreme, dorește să fie un model în zonă, ca toate celelalte biserici evanghelice. Însă de foarte multe ori, multe dintre ele își pierd valoarea, își pierd mărturia și menirea în lumea aceasta, pentru că ajung la un moment dat într-o situație dificilă. Aș vrea să vă spun că temelia în ceea ce privește biserica este deja pusă. Temelia Bisericii lui Hristos nu e cultul pentecostal, nu e nici măcar un predicator bun, nu e nici măcar un proroc exact. Temelia este Iisus Hristos Domnul. Problema este că ceea ce zidim noi deasupra este foarte important. Asta dă continuitate și stabilitate a ceea ce va urma. Textul biblic din 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 11, spune în felul următor: căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Amin. Ori, stimații mei,
Pe temelia aceasta contează ce zidim noi. Și versetul 10 din același pasaj biblic spune în felul următor: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia. Și v-am spus, temelia este Iisus Hristos. Și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, că prăbușirile vin de la cum clădim. Există blocuri în străinătate care au o temelie bună și pe temelia aceea se ridică niște stâlpi de rezistență pe care se zidește structurile următoare. Am văzut în Italia, în Spania, în mod special, există blocuri care la parter n-au nimic. E gol, efectiv. Abia de la etajul 1 încolo urmează apartamentele. Câteodată umplu și la faza de întâi, pun magazine, tot felul de lucruri, așa, chioșculețe, ceva pe acolo. Dar să văd structurile. Ei bine, blocurile acelea rezistă pentru că toți stâlpii ăștia se ridică în egală măsură. Când la un moment dat ridici un stâlp mai puternic ca ceilalți, dintr-o dată clădirea se înclină. Ați auzit de turnul Pisa pe care au italienii? E un turn care l-a construit, altădată era drept, din cauza solului nisipos, a început să-l lasă așa. Ăștia bagă o grămadă de bani acolo să-l țină pentru că e obiectiv turistic, dar într-o zi se duce jos. De ce? Pentru că e înclinat. Când cineva vine și se uită la biserică cum de-a rezistat, ei au mers pe cei patru piloni. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Sunt ca oameni care spun, fraților, Biblia, studiem Biblia din greacă, să vedem exact ce a spus apostolul, din context, din cutare, din cutare. Și tot înclină așa, și tot înclină. Și vezi la un moment dat o biserică care era cu studiu biblic, era cu, în ei numai teologi. S-au înclinat și nu au mai găsit nimic din ea. Păi cum s-a putut? Alții spun, băi, lăsați-ne cu Biblia. Rugăciunea e importantă. Rugăciune, stăruință, darurile Duhului Sfânt și tot, 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 așa. Și altă dată unde a fost rugăciune, foc, nu mai este nimic. Nu mai este nimic. Și stai și te întreb, de ce? Pentru că s-a insistat. Alții spun, fraților, legătură frățească, părtășie, socializare, ieșim la un mini-fotbal, mergem la grătare, facem cutare, 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 cafele, ceaiuri și așa mai departe. Până intrăm la adunare, mâncăm bine, bem ceaiuri, când venim, un somn ne mai trebuie. De ce? Pentru că mergem pe latura asta. Ori, stimații mei, când nu zidim biserica pe cei patru piloni și zidim în măsură egală, înclinăm construcția întreagă. Și într-o zi în viitor, și viața noastră, și a familiei noastre, și în mod special pentru responsabil și a bisericii, va avea de suferit. Va rămâne locul în care a fost temelie acolo, pot să zidească alții, dar ce am construit noi n-a fost după Sfânta Scriptură. De aceea permiteți-mi să vă vorbesc ce înseamnă să zidești egal stâlpii aceștia de rezistență pe care putem clădi apartamente și dacă duci stâlpii așa poți să devii un zgârie nori. Mă rog ca Smirna în Timișoara să devină o asemenea zgârie nori. Nu contează cum se numește biserica, domnule, la Smirna se zidește bine. Vezi de la distanță, ăștia deja în Dubai vor să fac un zgârie de ăsta nord de vreo 400 de metri. Dar niciodată nu dau o grindă mai așa, mai sus, că cât e de înalt, patat de prăbușirea e de mare. Ori din punctul ăsta de vedere trebuie să ținem cont. Primul stâlp care trebuie ridicat și asupra căreia trebuie să veghem este învățătura apostolilor. Care este învățătura apostolilor? Că în zilele noastre de astăzi spunem în dreptul apostolilor grămadă de învățături. Nu uitați, frații mei, toți apostolii erau evrei. Nu-i vedem vorbind de sabat. Nu-i vedem vorbind de legea lui Moise. Ei vorbesc și umplu Ierusalim cu prima învățătură foarte importantă, și anume, Hristos este viu. Asta e prima învățătură cu care ei umplu Ierusalimul imediat. Și atenție, nu umplu Ierusalimul după 100 de ani. Băi, oameni buni, acum 100 de ani a trăit unul, Iisus Hristos, l-a chinuit ăștia, l-a dus la calvar, a înviat și noi știm că e viu. Nu, nu, nu. S-a întâmplat tocmai în timpul contemporanilor lor. De aceea erau și uimiți conaționalii. Măi, dar dacă Hristos a înviat și ăștia spun că i-a luat cadavrul, de ce nu prezintă cadavrul? Pentru că spun că l-a furat ucenicii lui. Să caute, să prezinte. Ori mesajul avea un impact extra. Plus de asta, transformarea lor radicală, din niște fricoși cum erau înainte, vin acum să depună mărturie cu prețul vieții. Că Iisus ăla, prigonit de toți evreii, de Pilat și de Ana și de Caiafa, este viu și ei sunt martorii lui. Ori, stimații mei, prima parte a învățăturii apostolilor este tocmai lucrul ăsta. Vestești că Iisus este viu. Și dacă este viu, poți să dezvolți o relație personală cu El. Creștinismul
nu este o religie. Creștinismul nu este o organizație. Cu toate că de multe ori tinde spre direcția. Creștinismul este o relație cu Iisus Hristos, Domnul. De aceea, religia noastră, credința noastră, nu se verifică cu vechime. Nu se verifică câte predici reușite am avut eu și câte vindecări au făcut Dumnezeu prin mine. Nu se verifică cu asta. Creștinismul se verifică foarte simplu. Dați-mi voie să vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 13, pasajul, versetul 5, unde Sfânta Scriptură spune în felul următor: pe voi înșivă cercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară, dacă sunteți lepădați. Asta e verificarea. Că vii și spui tu că ești păstor, păi nu te ajută cu nimic dacă Hristos nu e acum în tine. Că vii tu și spui că ai 50 de ani de pocăință, nu te ajută la nimic. Că vii tu și spui că altă dată eram plin de râvnă. Dacă acum, în seara asta, Hristos nu-i Domnul vieții tale, poți să te treci la lepădați. De aia vreau să trezesc conștiința dumneavoastră. Că trezindu-te în poziția asta, spui: Doamne, eu nu-ți spun ca cei din Gadara să pleci de la mine. În seara asta te rog să vii în inima mea, Doamne ajută! Că asta e ideea, că poți să rămâi între, să cunoști Biblie, să cunoști politică bisericească, să știi ce se întâmplă în toate adunările, dar efectiv Hristos să nu fie înăuntru, să fie atât de obișnuit cu adunarea, cu cântările, să-L iai mai mult ca păstorul sau ca cel care conduce slujba. Vezi, trebuie să pui cântarea aia. Aici nu trebuia să fie așa. Ajungi să le știi pe toate. Dar, din nefericire, Hristos să nu fie acolo. Ori mesajul apostolilor a fost clar. Un pasaj frumos de aici, din Faptele Apostolilor, este cel din capitolul 4 cu versetul 33, unde Scriptura spune așa: apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Iubitul meu, în seara aceasta, când ai început să zidești pe temelia numită Iisus Hristos, L-ai invitat pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții tale? Verifică în seara asta, locuiește prin credință în tine? Pentru că asta e cea mai mare onoare pe care o avem, ca Hristos să locuiască în noi. Doamne ajută! Dacă nu locuiește Hristos, vor locui banii. Dacă nu locuiește Hristos, va locui beția. Dacă nu locuiește Hristos, va locui curvia. Îi va lua cineva locul lui Hristos. Dacă locuiește Hristos, tu ai posibilitatea să-ți duci mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Al doilea aspect pe care îl predicau ucenicii este tocmai cel ce îl sublinează Petru în pasajul acesta biblic. Și anume, dacă l-ai acceptat pe Hristos în viața ta, demonstrează lucrul acesta botezându-te, venind în casa Domnului și botezându-te, în fața lumii văzute și acele nevăzute, fă legământ, tu, persoana finită, limitată, cu cel ce e infinit, etern, prin credință în apa botezului, după care Dumnezeu îți alocă ceva special. Trimite Duhul Sfânt peste tine. De aceea Scriptura spune aici: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Mulți dintre noi vrem o înainte. Nu, nu, nu. După ce inima e curățată, după ce ești iertat, după ce borcanul e curățat de păcatele tale, doar după aceea Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt în tine. Frații mei, la botez noi mărturisim că credem în Iisus Hristos, dar noi facem un legământ cu cineva, cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Legământul trebuie să fie parafat de amândouă persoanele care fac legământul. E drept că noi, prin credință, bucuroși, venim și semnăm contractul respectiv. Noi suntem de acord că Hristos este Domn și îl semnăm. Dacă Dumnezeu l-a semnat, pentru că Dumnezeu îl semnează și El într-un anumit fel. Și atenție ce spune Sfânta Scriptură, tot în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, cu versetul, să încep de la versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și atenție, și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit, adică a semnat pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și... Bine, tu ca persoană semnezi pentru că spui: cred în Iisus Hristos și vreau să-L accept pe Hristos în viața mea.
Dumnezeu vede sinceritatea acestei decizii, că nu vii la pocăință să te căsătorești, că nu vii la pocăință că urmărești ceva, ci pentru că vii la pocăință pentru că cu adevărat îl primești pe Hristos. Ei bine, Dumnezeu îți va da Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Mărturisește pentru tine dăruindu-ți Duhul Sfânt. Ai Duhul Sfânt în viața ta? Pentru că Duhul Sfânt nu este dat numai să vorbești în limbi când îi proroci de față, să te bucuri în Duhul Sfânt. Nu, Duhul Sfânt e dat ca o călăuză. El ne va călăuzi în tot adevărul. Noi n-apucăm de aici, de la amvon, să tratăm problema familiei tale. Să tratăm problema unui soț care nu-i credincios, să tratăm problema unui copil care e răzvrătit, să tratăm o problemă cuiva pe care poate o știm. Nu chinuim o întreagă biserică pentru cineva, anume care îl știm noi. Noi trebuie să predicăm lucruri generale. Când facem conferință de familie, le vorbim familiilor, dar nici acolo nu putem intra amănunțit. Dar Dumnezeu a pus profesorul în interiorul nostru și Duhul Sfânt ne învață. De aceea spunea Apostolul Ioan, și ungerea pe care ați primit-o de la el vă învață toate? Te-ai îndreptat vreodată spre profesor? Sau pe profesor îl ții numai așa ca, domnule, am primit Duhul Sfânt, îl țin în vitrină, îl țin acolo. Câteodată când e mai har în adunare, mai laud și eu Domnul, pe Domnul. Dar nu-l întreb niciodată, Doamne, ce trebuie făcut aici? Ce mă înveți Tu? Să faci un moment de tăcere și să spui, doar Tu mă călăuzești în tot adevărul. Ai să vezi că nu-i nevoie. Și în seara asta, dacă ești sincer cu tine, nu-i nevoie să fii vreo descoperire. Să-mi dea mie o descoperire despre cineva, uite, bărbatul ăla sau femeia aia a făcut cu tare lucru și a trebuit să pocăiască în Dumnezeu. Dacă îmi dă, mă duc direct la tine și te scol în timpul predicii. Mulțumește Domnului că nu-mi dă. Dar dacă aș avea, aș face lucrul ăsta. Dar Dumnezeu e mai fin ca mine, mai gentleman ca mine. Și anume, în timp ce eu vorbesc, Duhul Sfânt vine și eu îți spun întrebarea, ai ști de ce anume trebuie să te pocăiești ca Dumnezeu să te folosească mai mult? Deja în momentul ăsta Duhul Sfânt îți vorbește. Și știi ce trebuie să faci. Pentru că profesorul, dacă e acolo, te învață. Slăvit să fie Domnul! Așa e și pe stradă, așa e și la școală, așa e și la facultate, așa e și când un băiat vine să vorbească cu tine, stimată soră, așa când ești un băiat credincios și vrei să te duci, Duhul Sfânt, învață-mă! Fata e bună, frumoasă, deosebită, dar oare e pentru mine? E ceea ce se potrivește mie? Sau ne încălcim unul pe altul așa, ne încurcăm unul pe altul? Descoperem, Doamne, că Tu știi caracterul. Biblia vine și spune, cine găsește o nevastă bună, găsește, cu alte cuvinte, să găsești un partener bun de căsătorie, este un har pe care îl capezi de la? Frumos, te poți orienta tu. Te poți orienta, ai câteva șabloane, așa te orientezi, băi, e frumos, e frumos. Bogat, te poți interesa. Școlat, din nou, te poți interesa. Dar bun, cine are aparat? Am vrea noi păstorii să-l cumpărăm. Dar nu este. Singurul care știe ce e bun pentru tine este Domnul. Și de aceea de la Domnul trebuie să capiți harul ăsta. Amin? Ori te-ai Duhul Sfânt în interiorul tău. Câte situații n-am văzut eu de frați care vreau să facă afaceri, care vreau să căsătorească, care vreau să călătorească, și li se părea atractiv ceea ce li se promitea sau li se stăteau să le promită sau să le propună. Dar Duhul din interior sus nu fă pasul acesta. Nu-i pentru tine. Sunt lucruri bune, faine, deosebite, dar nu-i pentru tine. Și omul s-a oprit. Timpul a demonstrat că călăuzirea a avut dreptate. Stimații mei, asta e frumusețea. Că Dumnezeu a făcut ca trupurile noastre, astea care le vedeți că îmbătrânesc, ne onorează și trimite Duhul Sfânt în viața noastră și face din trupurile astea temple umblătoare ale Duhului Sfânt prin lumea asta. Aleluia. Da. La noi nu vin gânduri pe care le aduce Duhul Sfânt pentru judecată, cu toate că noi judecăm. La noi nu vin gândurile astea de bârfă pentru ca să bârfim. Nu. Gândurile alea le aduce Duhul Sfânt ca noi să facem slujbă, Doamne ajută. Când vezi o soră în biserică, la un moment dat, mai provocator, așa, e ușor să spunem, oare bărbați, oare părinți, dacă nu-i căsătorită, oare nu văd, oare nu știu, bine când pleci de aici, te ridici, dar ai Duhul Sfânt în interior și spui, Doamne, cercetează-o pe fata aceasta, cercetează pe băiatul ăsta, cercetează părinții aceștia, Doamne, dăruiește-le lumină și călăuzire. Și ce pe Duhul Sfânt să facă slujbă? Și multe probleme, spune Biblia, că noi nu le avem, nu vedem rezultatul, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să lucreze în dreptul lor sau al nostru, ci spune Biblia o lege simplă, nu aveți pentru că nu? Cereți. Vorbiți politică, sport, orice altceva, dar efectiv nu vă rugați. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, când Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt în noi, Duhul
ne călăuzește în tot adevărul, ne onorează ca trupurile noastre să devină temple ale Duhului Sfânt. Și acum e frumos, așa, la 25 de ani, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, faci sport, alergi rapid, ești foarte agil, foarte așa, dar trece timpul și te mai dor genunchii, nu mai auzi de urechii, începi să nu mai vezi bine cu ochii și spui, cred că Duhul Sfânt părăsește epava asta, care deja se dezintegrează. Nu, nu, Duhul Sfânt continuă să ne onoreze rămânând în noi, lăudat să fie Domnul. Ești la pensie și Duhul Sfânt face slujbă în tine, până la capăt. Lăudați să fie Domnul. E o onoare extraordinară, frații mei. Vă provoc, stimați frați și surori mai în vârstă, care au trecut timpul și s-au așezat vremea peste voi, continuați să-L folosiți pe Duhul Sfânt care rămâne mângâietorul vostru, Aleluia, care rămâne tăria voastră. Amin. Învățătura apostolului cuprinde lucrurile acestea, Hristos în noi și Duhul Sfânt că ne călăuzește. Și ultimul aspect pe care vreau să-l iau trecă, așa întreacăt, este urmăriți învățătura sănătoasă. Învățătura apostolilor are de-a face cu o învățătură serioasă, sănătoasă. Ne spune Sfânta Scriptură într-un text biblic pe care noi îl știm, apostolul Pavel îi spunea lui Timotei că va veni vremea din urmă când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor. Bașuga tare mult, uitați-vă în Biblie, în mod special în Noul Testament, inspirat de Duhul Sfânt, este învățătură sănătoasă. Urmăriți dacă în comunitatea dumneavoastră este învățătura aceasta sănătoasă. Pentru că de foarte multe ori avem tot felul de discursuri, tot felul de învățături, dar nu o învățătură sănătoasă. Ori Biblia spune că în vremea din urmă, foarte mulți oameni se vor îndepărta de această învățătură, vor spune orice altceva, dar nu o învățătură sănătoasă. Caută să rămâi pe structura aceasta și să zidești corect acest stâlp. Doamne ajută! Al doilea stâlp foarte important, stimații mei frați și surori, este legătura frățească. Atunci când îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, ești bucuros. De ce? Pentru că Dumnezeu te-a onorat. Din anonimatul celor peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ți-a dat harul să fii copilul Său și te bucuri grozav. Citezi cu plăcere. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și? Suntem. Numai că uităm de plural. Uităm că și ceilalți sunt copii ai lui Dumnezeu ca și noi. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Pe mine mă iubește Dumnezeu. Chiar ne imaginăm așa că Dumnezeu printr-un tub se uită numai la noi. Bă, dar mai este și asta pe lângă noi. Nu, 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 la mine se uită Dumnezeu. Ești preferatul lui. Fratele meu, ei fi dumneatale preferat, cum gândești. Dar când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a mântuit cu același preț. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și dimineața explicam într-o comunitate despre valoarea noastră a tuturor că este egală, de aia cina Domnului și părtășia îi din natura aceasta. O să explic probabil la cina Domnului aspectul acesta. Să vă aduc aminte, frații mei, că din străini și oameni care n-avem nicio treabă, Dumnezeu ne-a adus în familia Lui și ne-a făcut să fim frați și surori. Lăudați să fie Domnul! Și asta e frumos! Pentru cei care nu circulă ca mine, nu știu poate care e valoarea asta, dar o vedeți atunci când în comunitățile dumneavoastră ajungeți într-o anumită situație. Mă uit că sunt anumiți oameni care trec prin năcazuri, prin probleme. Uite numai cei din Galați acum. A venit apa, le-a luat, șuvoaie, a intrat cu tare și așa mai departe. Știți cum se uită alți oameni la faptul că cei care aparțin de bisericile evanghelice, acum li se ridică case acolo. Oamenii de aici lasă serviciu și se duc acolo cu bunurile lor și altora să umple casele acelea. Și dintr-o dată, tot ceilalți întreabă, băi, dar sunt rudele voastre? Nu, ăștia sunt frați și surori. Dar de unde, băi, sunteți voi frați și surori cu ei din Timișoara, cu ei din Suceava, cu ei din Covasna, de peste tot? Dar voi aveți frați și surori? Da, Domnul Iisus ne-a făcut să fim din aceeași familie, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Cu toții trecem prin greutăți. Sunt oameni care trec prin situații și cineva aparținător al bisericii, al familiei și al bisericii, câteodată se îmbolnăvește câte o boală destul de gravă, care necesită cheltuieli. Cheltuieli la spital, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli de analize, multe staturi le sponsorizează, dar la un moment dat s-au obosit oamenii. La început, când se vestește că cutare e bolnav, așa, sare familia. Dar la un moment dat, toți ceilalți spun, băi, oameni buni, dar avem și noi familiile noastre, mai avem o nuntă, mai avem o cutare, toți se depărtează, rămâne la un moment dat doar familia cu problema respectivă. Ei, la noi e uimitor. Când vezi bolnavi în anumite saloane de spital care nu se mai termină cu vizitatorii. Păi, dar cine sunt ăștia? Sunt rude cu tine? Nu sunt rude cu noi.
Eu sunt din Suceava, internat la Cluj și totdeauna duminică e plin la frații noștri. Și toți întreabă, dar cine sunt ăștia? Sunt frații noștri în Domnul. Altă dată eram străini, acum suntem frați și surori în Domnul. Câtă vreme ești sănătos, câtă vreme merge bine, mai fă-ți timp și treci pe la ceilalți. Amin. Spunea un frate slujitor care lucrează în domeniul ăsta și foarte chemat la cei care sunt bolnavi, la ungeri cu un de lemn, să se roage insistent. Că cineva îi spunea, frate, dar nu obosești în direcția asta, sunt tot tiroși, tot te cheamă ăștia. Mă spus că decât să se roage alții pentru mine că sunt bolnav, mai bine mă duc și mă rog eu pentru alții. E mai profitabil așa cumva. V-aș ruga tare mult, până vă îmbolnăviți voi, dacă nu o doriți asta, mergeți până una alta, rugați-vă pentru cei bolnavi, vizitați-i, mergeți cu un borcan de compot, cu zacuscă dacă ați făcut anul ăsta, mergeți pe la ei, vizitați-i și o să vedeți că oamenii aceia se vor înviora, Doamne ajută! Amin. Suntem frați și surori în Domnul. Frățietatea aceasta ne face să gândim un aspect care apare în Cartea Faptelor Apostolilor. Dacă veți cu atenție, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Dar de ce? Păi frații mei, eu nu pot să lipsesc când ei sunt acolo. Când ei se adună, vreau să fiu împreună cu ei. Cânt cu ei împreună, mă rog cu ei împreună, plâng cu ei împreună, mă bucur cu ei. Că se căsătorește un copil la cuiva, sunt acolo. Nu m-au chemat la masă. Dacă îmi surostește binecuvântarea de unii de la balcon, spun, Doamne, amin, binecuvintează-l cu copiii sănătoși, Doamne. De ce? Pentru că e așa meu. Când cineva îl năcază, sunt acolo, să plâng împreună cu el. Pentru că m-a făcut Dumnezeu frate și soră cu celălalt. Trăiesc starea asta de împreună. Răpirea, știți cum va fi? Tot împreună. Foarte mulți frați slujitori, nu știu de ce, atâta așa vor să ajungă, păstori, prezbiteri să ajungă. Deci își imaginează ei că la un moment dat va fi răpirea. Prima dată îi va lua pe păstori, de aia să... După vreo zi e prezbiteri. O săptămână durează și e pe diacon. Și după aceea, după vreo două luni, când își aduce aminte Hristos, băi, stai că mai sunt câțiva pe acolo. Vine și ea pe rest. Nu! Spune Sfânta Scriptură într-un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine de pe paginile Sfintelor Scripturi, eu vi-l citesc pe consolidarea dumneavoastră, spune cuvântul Domnului 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, în felul următor. Căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pocorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul. Deci nu sunt etapizate lucrurile, ci toți împreună. Păi dacă cânți împreună, dacă te rogi împreună, dacă ai părtășii împreună, dacă ești nelipsit de la casa Domnului, când vine răpirea, chiar dacă unii dintre cei dragi ai noștri au plecat dincolo și ne așteaptă, ei vor învia primii, dar nu vor lua înainte, ci noi după aia și toți împreună, ca un cortegiu pentru veșnicie, îl vom întâmpina pe regele nostru, lăudat să fie Domnul. Asta e frumos, frații mei, la legătura frățească. Suntem frați și surori și căutăm să fim împreună. Ultimul aspect care mai, să vă spun așa, puțin îl deranjant, este că, da, suntem frați și surori. Ne place să ne ajutăm unii pe alții, dar nu ne place să vegheze cineva asupra noastră. Ori Biblia spune, vegheați unii. De ce? Nu vrem să bage cineva unde am fost noi duminică dimineață. Poate am fost undeva și am mâncat mici printr-o piață pe undeva, ne-am uitat și la niște mașini, în timp ce frații stăreau în rugăciune pentru noi, noi eram pe acolo. Și cineva vine și spune, băi, n-ai fost dimineață la slujbă, dar cine ai fost? Deci știi interesează pe mine. Fratele tău, măi, de aia. Pentru că fratele tău mă interesează. V-aș ruga tare mult, mulți așteptați pastorația să facă numai de la nivelul ăsta. Biblia când spune vegheați unii asupra altora, nu spune păstorilor să vegheze, cu toate că este o sarcină a lor. Dar oricât de capabil ar fi un om, nu poate să ajungă până acolo. Dar a veghea față de cei din neamul tău, nu ți se cere? De a fi atent la ceea ce se întâmplă în casa ta, nu ți se cere? Că de foarte multe ori suntem cu mâinile legate și ajungeți la noi în starea ultimă, când câteodată nu mai avem chiar ce face. Sunt oameni care încep să se împrietenească cu colegii lor de vânătoare și de pescuit duminica, soți, soții, cumnați, despre care știm că nu vin la adunare, mai vin pe două cărări acasă, că na, dacă mergi cu ceilalți, soția știe, dar nu ne spune nimic. Cumnații știu, dar nu ne spun nimic. Trece timpul și devine alcoolic. Trece timpul și îl cară cu roaba copiii dintr-o parte în alta. După care vin, fraților, ajutați-ne. Dar de când știți? De 3 ani. Și cum acum ați venit la noi? Până acum ce ați făcut?
Ori, stimații mei, când Ezechiel primește cuvântul din partea Domnului, noi spunem că asta e numai pentru proroci. Nu, e pentru cel ce știe. Cum v-am spus, noi suntem templele Duhului Sfânt. Eu când aflu o anumită problemă despre cineva, nu în grop acolo văd eu ce a ieșit. Nu, caut să, cât pot eu să o rezolv. Spune cineva la un moment dat cu o anumită fată de la noi din biserică, ci că a văzut-o cineva la discotecă. Nu știi dacă e sigur? Păi, odată ce am aflat, sun la reprezentantul din zona respectivă care răspundea de zona unde era fata respectivă. Măi, uite, am auzit asta, asta, asta. O, dar de când știu eu de asta? Cum mai tu știi și n-ai făcut nimic? Tu cunoști și n-ai făcut nimic? Știi ce spune Biblia? Fiul omului, dacă un om trăiește în păcat și tu nu-i spui că trăiește în păcat, el moare din ce pricina păcatului său, dar sângele lui este pe mâinile tale. Bineînțeles că vrem să plasăm sângele pe mâna păstorilor, a ordinațiilor, a comitetului. Nu, nu, sângele pe mâna celor ce au știut de soț, de copii, de toți ceilalți și n-au pus problema unde trebuie. Dacă este o problemă de genul ăsta, ca soție, ca soț, nu poți să o rezolvi. Vină la frață slujitor și spune, frate, ajută-mă în direcția asta. Soțul meu are prieteni care îl îndepărtează. Nu-i mai place să vină la adunare. I-am spus, nu înțelege. Să ridică fratele păstor într-o duminică, fraților, din partea unei familii, ne roagă să ne rugăm pentru ei, pentru că diavolul atacă familia asta, în mod special pe soț. Nu spune niciun nume, nu prezintă detalii ca să prinde cineva, numai păstorul știe. Biserica se roagă și Dumnezeu spune, pentru că v-ați rugat, veți avea. Și la un moment dat vezi că soțul acela, care se gândea deja să plece din familie, dintr-o dată se simte rău. Îl iau ăștia cu ambulanța direct de la vânătoare, nu împușcat, îl iau. De obicei, acum la vânătoare sunt puși unii pe alții. Dar, în fine, îl ia de la vânătoare și îl duce direct la spital. Cine crezi că vine la el la spital? Colegii de vânătoare să fac că nu-l mai știu? Prietenii de pahar nu-l mai știu? Prietenele la care le cumpăra parfum nu-l mai știu? Singura care se îngrijește de el este soția, care îl întoarce pe o parte și pe alta, are grijă de el. Dintr-o dată omul se trezește și începe psalmul 73. Era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi cad. Dar Dumnezeu a făcut altceva. Pentru că dacă ceri, hai. Aleluia. Dar a spus că-i trebuie. Majoritatea dintre noi tăcem din gură așa. Lasă, nu știe, ăsta e sângele nostru, să nu se știe ce potlogării face, să nu se știe. Când nu mai e nevoie să știe, când știe tot orașul, venim și noi, ajutați-ne. E în stare avansată, măi. Doar o minune mai poate face. De ce când s-au văzut probleme nu s-au făcut? Pentru că legătura frățească la asta te duce. Ori, frații mei, m-am uitat și la dumneavoastră cam cine ridică mâinile în adunare. Pentru că spune Scriptura, mâinile voastre când le ridicați să nu fie cu sângele altora. Când ai știut, cum am întâlnit eu oameni care spunea, l-am văzut pe băiatul cu tare că făcea niște chestii, tatsu, predică. Să-l văd eu cum mai predică tatsu când se află. Păi, dar tu cu cine ești? Cine gândește așa? Duhul Sfânt sau celălaltul? Tu cu cine ai trecut? Păi în mod normal să-ți fie și dușman tatălui. Te duci frumos la el și îi spui, fratele meu, astăzi am aflat ceva. Nici nu dacă e adevărat. Dar am aflat că copilul tău e implicat într-o anumită grupare și așa. Te rog să verifici. Nu știu dacă e adevărat. Te rog să mă iert. Dar nu poți sta acasă liniștit. Nu poți să mă bucur în taină cu uite ce-i spățești. Nu, nu. Dacă ai nevoie de o zi de post, dacă ai nevoie de un sfat, eu sunt aici. De ce? Suntem frați. Doamne ajută! Ei, asta e gândirea cerului. Când nu ai, să pune întrebarea, există legătură frățească? Când nu accepți? Suntem chemați într-o asemenea vreme să ridicăm stâlpul ăsta drept. De foarte multe ori când stâlpul ăsta nu se ridică drept, când se ia pe neamuri și celelalte, se înclină toată clădirea bisericii, cu învățătură bună, cu rugăciune și descoperiri, se înclină. Și câteodată se duce jos. Păi, dar ce era în adunarea aia? De ce? Pentru că nu s-a mers pe ceea ce trebuie. Ori, stimații mei, vă provoc în cazul ăsta. Nu știți să gestionați o problemă, de aia Dumnezeu. Și eu mi se întâmplă câteodată, am la 1300 de membri cât suntem noi acum, nu știu să rezolv rău. Dau și eu telefon în dreapta, în stânga, frate, cum ai rezolvat o situație de asta? Păi nici eu nu m-am întâlnit, sunt pe altcineva. Că sunt situații noi. Și împreună calculăm. Și până la urmă fac și eu
Mi-au dat, frate, câteva sfaturi, mă lăs luminat de Duhul Sfânt împreună cu ceilalți colegi, păstori și prezbiteri. Frate, cum facem? Păi facem așa. Stăm înaintea Domnului, cerem numele Domnului și începem să lucrăm la lucrul respectiv. De cele mai multe ori Dumnezeu, în felul nostru de a fi, mai din topor, mai cum facem noi așa, dă biruință, slăvit să fie Domnul. Dar e important să ajungă unii trebuie informația asta. De aceea e important să ne lăsăm. Căderile mari care au loc, și auziți, este pentru că nimeni nu veghează. Dai cuiva socoteală de prezența ta? Te poate întreba cineva pe tine de anumite lucruri? Te poate. Pentru că ăsta e lucru. Vegheați unii asupra altora. Cineva întreabă de tine. Să nu vă mirați că există oameni care tătă ziua scotoșesc, parcă îi pune cineva, nici nu-ți plătiți măcar. Tătă ziua are grija ta. El e... Spunea un frate la un moment dat, că la un frate păstor îi spunea, frate, nu știi ce are ăștia cu mine, tot mă vorbește de rău așa și îmi scoate niște vorbe, nu stare adevărate așa, da? Îmi scoate niște vorbe și păstorul mângă și spune, bucură-te că nu știi tot despre tine. Dacă ar ști tot, ai fi mai supărat, nu-i așa? Stimații mei, când îți așează Dumnezeu pe cineva în coastă și te urmărește, și vine și spune, fraților, omul ăsta când predică Evanghelia câteodată strâg așa tare, nu și țâpă el așa. Vreau să spun ceva. Dacă aveai bani datoriei, nu mai spune că țâpi. Spune de bani datoriei. Dacă umblai cu șoticăreli, nu mai spune că țâpi. Spune cu umbligoale. Singurul lucru care l-a găsit el la tine este că țâpi. Ești onorat. Nu fi supărat. Că l-a stă pe urma ta și trebuie să fii conștient. Este cineva pe urma ta, ți-are cineva grijă? Nu mai tot atâta spune, Doamne, și tot are ăsta e pe urma mea. Nu, nu, mulțumește-i Domnului pentru el, că nu-l plătești nici măcar tu. Nu-l plătești tu. Are grija ta, stă în urma ta, dacă vreodată vrei să faci ceva, ăla și deja vorbește. Și spune că ai făcut. Bă, dar n-am făcut, era cât pe și să fac, dar slăviți fii Domnul că n-am făcut. De ce? Că ăla e urma ta. Foarte mult suntem deranjați de oamenii aceștia. Zicem că se bagă în problemele noastre. Nu, nu. Stai drept. Și gândește la aspectul acesta. Eu am avut și eu oameni care mi-au scos tot felul de lucruri. Și frații m-au întrebat, frate, ce zici de treaba? Frate, sunt onorat. Sunt onorat cu omul ăsta, sunt coleg de 27 de ani, sunt coleg cu el. Și dacă el a spus despre mine numai lucrurile astea, care nici nu le pot trece la altceva, sunt onorat. Pentru că dacă avea altceva de spus, nu spunea altceva. Dar spune lucruri care n-au nicio valoare, nici în ochii mei, nici altora. Pentru că dacă avea altceva, ei, sunt împrejurul nostru asemenea frați. Lăsați-i să trăiască pe lângă noi. Ba chiar rugați-i, frații mei, dacă vedeți ceva, spuneți-mi. Eu m-am ridicat la biserică și am spus, frații mei, eu chiar vreau să fiu mântuit. Nu vreau să am de ascuns nimic. Vedeți ceva neclar între mine, soția mea, între mine, copii, între mine și cineva, vreo soră, vreun frate, spuneți-mi, oameni buni. Nu stați și spuneți așa, uite că se duce la vale, să vezi, n-are nici parașută. Ia să vedem ce se întâmplă cu el. Spectacolul ăsta nu face parte din programul lui Dumnezeu, face parte din alt program. Dacă te încadrezi și ai bilet la programul ăla, îmi fac mari probleme cu mântuirea ta. Ori n-ai voie. Legătura frățească crescând corect și bine face lucrul acesta. Ăsta e al doilea stâlp. Al treilea stâlp este frângerea pâinii. La frângerea pâinii ni se spune că avem aceeași valoare. Adică toți luăm parte din aceeași pâine și suntem mădulare unii altora. Acum, mădularele acestea, ca și valoare medicală, fiindcă avem pe frații Prundeanu aici pe ceilalți, sunt diferite. Eu am urechi, le apreciez grozav, dar fără urechi se poate trăi. Eu am nas, dar și fără nas se poate trăi. Dar eu sigur am inimă și ea funcționează, dar nu o vedem. Sunt multe slujbe publice pe care noi le vedem, cei ce conduc slujba, cei ce cântă în față, cei ce dirijează, cei ce fac o anumită slujbă, sunt foarte vizibili. Dar nu neapărat ei sunt inima, nici ficatul. Nici cei care susțin viața și controlează viața în sistemul trupului. Fiecare dintre voi sunteți valoare în ochii lui Dumnezeu. Și de aceea nu ne putem permite să scăpăm de ceva. Eu mai dau exemplul ăsta câteodată. Avem unghia mică de la piciorul drept, de la degetul ăla mic. E un unghiuț mic acolo care crește și ea. Câteodată dacă uiți să o tai, când tragi ciorapul, ți-o și rupe. E nervant, nu-i așa? Ce-ar fi într-o zi să iei patentul, să smulgi unghia aceea, să ai libertate, să iei ciorap cât vrei tu?
să apucă cineva să scoată cu patentul o unghie mică de la piciorul drept sau stâng. Nu! Deci e din trup, măi! De-aia Domnul, când vorbea de evrei că îi va scoate din Egipt, spunea în mod foarte frumos, aici nu va rămânea nicio, că așa e din trup. Ori la cina Domnului, vii împărtășii la casa lui Dumnezeu. Și indiferent că ești păstor, evanghelist național și internațional, iei o bucată din aceeași pâine, recunoscând că tu și ceilalți aveți aceeași valoare în trupul lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Și aici vă spuneam eu de comparația care o făceam eu cu cutiile alea de cadouri, care se dau ceasuri sau altceva, sunt puse niște cutiuțe așa. Există cutiuțe în care se pun cadouri, de cutiuțe făcute din carton din ăsta, de hârtie, mai grosier, așa, care valorează 3 lei. Dar există cutiuțe tot din carton, dar și cu niște hârtie colorată așa, valorează 5 lei, de exemplu. Dar există și cutiuțe din alea care au pe lângă carton, pe lângă hârtie, mai au și o fondiță, valorează 10 lei. Cât vreme le-și cutiuțele astea între ele, cum suntem noi, fiecare se laudă. Ăla cu hârtie spune, domnule, eu am terminat o școală, mai am cutare, mai mă descurc în domeniul ăsta, am o meserie și așa. Altul care are fondiță spune, eu am terminat liceul, facultate, am relații, am cutare. Și cât vreme stau așa, ăla cu fondiță de obicei câștigă. De ce? Pentru că are o grămadă de chestii, o grămadă de prieteni și așa mai departe. Dar la un moment dat se întâmplă o minune. Din alte sfere, cineva vine și pune în prima cutiuță aia simplă de 3 liuți, pune un diamant de 100 de milioane de dolari, care reprezintă pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În a doua cutiuță aia care se laudă cu hârtia aceea creponată, colorată, vine tot mâna aceea și pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Și în a treia aia cu fondiță și cu o grămadă de chestii care se dă câștigătoare, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Acum cât valorează fiecare cutiuță? Să vinde vreo cutiuță de aia cu 100 de milioane de dolari și 3 lei? 100 de milioane de dolari și 10 lei? Care fondiță? Nu. Toate dintr-o dată capătă valoare. Când nu ai diamantul, laudă-te cu fondița ta, măi. Dacă Hristos nu e acolo, 100 de milioane, fondița au mai rămas. Școala, jeep-ul, afacerea, prieteniile, dar dacă Hristos e acolo, laudă-te cu Hristos, Doamne ajută! Că tot ce ești este datorită lui Hristos. Mie îmi pare rău când anumiți oameni de ai noștri uită că valoarea noi este Hristos. Ori la cina Domnului, tocmai asta vine. Nu contează că ăla e mai brunețel, celălalt ne-i neînvățat. Băi, în el locuiește Hristos. Să ai un posibil locuitor de Hristos. Că vedeți câteodată intră pe ușă câte unul așa care stă suit ciudat la noi, nebarbirit, cu tare, nici nu vrem cine știe să-l primim. Și în adunare. El se așează pe o băncuță acolo și în timpul predicii sau a cântării, Hristos ia chip în el. Se barberește, se tunde, își caută niște hăiniță și la următoarea slujbă aici și spune, vreau să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Hristos a luat chip în el, lăudat să fie Domnul. Și într-o dată e fratele nostru. Uite, nu are vechimea mea, nu are apace. Diamantul de 100 de milioane de dolari a fost pus în el. Hristos locuiește în el. Avem aceeași valoare. Cu 3 zile de pocăință, cu 50 de ani, avem valoare. Toți venim la cina Domnului și ne împărtășim din trupul Domnului, recunoscând că suntem mădulari unii altora. Doamne ajută! Aleluia. Tot la stâlpul acesta frumos al părtășiei la cina Domnului, ne aducem aminte că fiecare suntem mădulari în același trup, deci cu valoare, dar cu slujbe diferite. Sunt oameni care cântă mai frumos ca mine. Sunt oameni care predică mai bine ca mine. Dar n-am nicio treabă. Toți aia sunt frații mei, slăviți să fie Domnul. Toți aia sunt frații mei. Nu are sens să fac concurență. Eu sunt unic, cum și tu ești unic. Nu fă comparații de genul ăsta, care are voce mai grozavă. Că fiecare nu poate primi decât ce este dat de sus. Lăudați să fie Domnul. Ca atare când intri în biserica Domnului, ai darul tău, ai slujba ta, ai locul tău, după cum Domnul rânduiește, fii mulțumit la locul acela. Caută să servești Domnului și bisericii sale în funcție de darul și chemarea ta. Și dacă biserica spune, nu avem nevoie acum, stai liniștit, nicio problemă. Dumnezeu îți dă o pauză. Că de foarte multe ori noi ăștia care lucrăm în ogor evanghelii și alergăm, poate așa de obosit, parcă aș mai vrea să mai am o pauză. Și la următoarele alegeri biserica și Domnul îți dă o pauză. Cine să-ți supărați? Ăștia care e o pauză deja. Supărați, dar deși am pauză. Băi, dar n-ai cerut atâta pauză. Și s-o dat. Cineva te-a ascultat. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, suntem chemați să lucrăm cât se poate, pentru Domnul, pentru împărăția Lui și cât ni se permite în trupul lui Hristos, bucurându-ne de harul Său, de prezența Sa,
când zidești stâlpul acesta al părtășiei, vezi că toți ceilalți au valoare în slujirea lor, în lucrarea pe care o fac înaintea Domnului și Dumnezeu îi binecuvintează. Și totodată, prin cina Domnului, ne spune Scriptura, căpătăm viață veșnică. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el. Lăudați să fie Domnul! Vă provoc, fraților, căutați să fiți prezenți la cina Domnului. Cina Domnului este o asigurare. O să vă explic lucrul acesta. Mai am un stâlp de vorbit, dar mai sunt câteva minute și fratele mi-a spus să mă uit după șas cealaltă, care tot rămâne în urmă. Stânge monitorul. Nu. Să bagă peste predica mea, vedeți? Deci, frații mei, să vă explic despre ce-i vorba. Cina Domnului este o asigurare pentru noi. Noi, ca și credincioși, avem datoria să participăm la masa Domnului. Dacă eu cu fratele Nicu am un conflict, pe o anumită temă, de exemplu, pe mileniu sau pe răpire, avem un conflict, dar un conflict, un vic simt de cuvinte că l-am jicnit și el m-a jicnit pe mine. Pot să spun că următoarea cină vreau să o evit, dar doar următoarea până mă împac cu el și el cu mine. Dar biserica trebuie să-și ia cina. Că doar nu sunteți dumneavoastră vinovați că noi doi nu avem treabă. Toată biserica nu mănâncă că noi doi nu avem poftă de mâncare. Nu se poate. Biserica trebuie să meargă înainte. Bun, dar trece timpul ăsta și eu trebuie să mă împac cu el. Nu durează 6 luni, un an. Deci, efectiv. Dar dacă totuși un om din ăsta nu ia cina Domnului, ce se întâmplă? Există 3 aspecte. Primul, cel mai rău. Dacă nu iei cina Domnului, n-ai viață. Și atenție, nu-i vorba de viață biologică. Viață veșnică. O întreții prin participare la masa Domnului. După care urmează două variante, din care trebuie să alegi care le trăiești. Prima variantă este să iei din cină în chip nevrednic sau să iei în cină în chip vrednic. Ideal este pentru noi să luăm în chip vrednic, Doamne ajută! Amin. Să n-ai nimic pe stoc, să rezolvi. Dar dacă ai luat în chip nevrednic, ce se întâmplă? Spune Scriptura că avem asigurare acolo. De aceea suntem pedepsiți aici ca să nu fim osândiți odată cu... Dar cel care nu ia deloc, trece la lume acolo. Trece la lume. Pentru că el nu ia deloc, n-are părtășie și trece la lume. Credinciosul, chiar dacă ia cina Domnului în chip nevrednic, chiar și intenționat, o ia. Dumnezeu spune că intervine, îl pedepsește aici. Și există diferite pedepse pe care le are Dumnezeu. Dar el nu va merge niciodată la osânda respectivă. Este pedepsit aici ca să nu fie osândit odată cu lumea. De aceea, din cele două variante, vă doresc să luați totdeauna cina în chip vrednic. Dar dacă nu, decât varianta să nu luați deloc, sunteți așa de pocăiți că nu luați, și nu luați cu ani, dispare viața din voi. Dispare viața din voi. Analizați lucrul ăsta. Și știu că când predic așa, frate, se uită la mine, vedeți că e în Biblie. Știți acasă, vedeți exact ceea ce spun eu, e în Biblie. Este o asigurare pe care o am. Pentru că și eu, ca și slujitor, lucrez în anumite domenii. Și câteodată mă duc și spun lucrurilor pe nume. Că dacă văd o doamnă că își bate joc de bărbați în public și e membră la mine, nu mă bag la fratele Nicu Stoie, asta e treaba lui, dar e membră la noi în biserică, mă duc la doamna respectivă și spun, soară, nu se cuvine să-ți contrazici soțul în public. Nu se cade. Nu-i normal. În fața copiilor tăi și a bisericii să-ți umilești soțul aici. Nu-i normal. Știi ce îmi spune ea? Frate Virgil, să vă văd cum faceți scena, nu cum o luați. Să văd că dumneatale m-ai deranjat pe mine. Și Biblia spune dacă cineva are ceva. Știi că avea ceva. Ceva este orice. Îi spui la un copil să asculte de părinți și el are ceva cu mine. Îi spui la un frate să-și plătească datoriile și toată lumea știe care datorii. Și el spune de acum înainte el are ceva cu mine. De acum eu trebuie să mă smeresc și spun, Doamne, mai fură, mai e, mai face, vrei? Că bine să n-ai nimic cu mine. Nu. Ceva acela nu e orice. Citiți contextul. Contextul spune, dacă cineva face pe fratele său prostule sau nebunule, dacă îți aduci aminte că cineva are ceva de genul acesta, că l-ai umilit pe cineva și l-ai făcut așa, te duci, lași darul la altar și te duci să-ți ceri iertare. Dar dacă nu e de genul ăsta, dacă tu i-ai spus, când mai vii pe la adunare, că nu te-am văzut de vreo 2 luni de zile, să știi că am ceva cu tine, tu ai grija mea. Dar e normal, măi, că ești fratele meu, măi. Doamne ajută, frații mei!
Nu vreau să adâncesc mai mult aici, că dacă aș ști, v-aș ridica și pe picioare. Dar nu știu mai mult, atâta cât mi se dă, atâta spun. Și continuați să zidiți zidul acesta al părtășiei la cina Domnului având viață. Ultimul stâlp, care din fericire în bisericile pentecostale stăm binișor, este stâlpul rugăciunii pe care îl ridicăm. Stâlpul rugăciunii este tocmai starea aceea când profesorul interior, însoțit de Duhul nostru, intră în legătură cu Tatăl Ceresc. Noi nu-i putem scrie lui Dumnezeu mesaje, nu-i putem scrie scrisori, ci pe Dumnezeu îl putem contacta doar prin rugăciune. Când Fiul Său, de aceeași natură și esență cu Tatăl, a venit pe pământul acesta ocupat de cel rău, Tatăl nu i-a dat un alt sistem de comunicație decât cel care îl avem noi la dispoziție. Iisus se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Același lucru ești la dispoziția mea și a ta. De aceea Biblia ne încurajează să ne rugăm. Ori v-am repetat și vă spun încă o dată, Dumnezeu are o grămadă de binecuvântări pentru noi. Are o grămadă de facilități vrednice de un asemenea Dumnezeu. Dar El funcționează după dreptatea Sa. Dumnezeu ne iubește, dar e și drept. Noi suntem copiii Lui, dar e și drept. Există un acuzator al nostru care îi spune Tatălui Ceresc, știu că Tu iubești, dar Tu ești drept. De ce le-ai dat dacă nu ți-a cerut? De ce i-ai protejat, dacă eu vorbim de politică și de cutare, dar nu ți-au cerut? De aceea Biblia ne spune, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și mijlociri pentru toți sfinții. Doamne ajută! Amin. Adică măi, roagă-te ca să aibă Domnul acoperire, să intervin în viața, dar mi-a cerut. Și când e vremea potrivită, îi dau. Îi dau și mașină, îi dau și servicii, îi dau și casă, îi dau și soție, îi dau și soț, îi dau. Pentru că are făcut rugăciunea deja. Te-ai bine, fetelor, băieților, necăsători, de pe acum rugați-vă, Doamne ajută! Amin. Faceți rugăciunile în avans, pentru că rugăciunile acestea pregătesc calea Domnului ca la vremea potrivită să intervină în viața voastră și să vă dea tot ce e mai bun, că Tata are, dar este blocat, nu aveți, pentru că nu cereți. Rugăciunea totodată, frații mei, ne dăltuiește viitorul. Dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, spune Sfânta Scriptură în Psalmul 32, cu versetul 6, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Interesant, vremea potrivită nu-i când plouă, nu când e inundație. După cum ați văzut în Spania, e cam târziu pentru unii. Vremea potrivită este cu mult înainte, când nici nu se vede ploaie. Când ești sănătos, când copiii sunt lângă tine, când soția e sănătoasă, îi iei, vii la biserică și începi să-L auzi numele Domnului. Te întreabă tăți, băi, dar ai cancer, ridici mâinile? Nu, e vremea potrivită de rugăciune. E vremea potrivită cu ruși în obraj, strigi, aleluia, mărit să fie Domnul! Aleluia. Când alții au inundație, pe tine nu te atingi deloc, nu știi să înnoți. Te-ai rugat la vremea potrivită. Am văzut că aveți afișat aici că în fiecare zi, de la 9 la 10, e vreme potrivită de rugăciune. Frații mei, fă tot posibilul și fii la rugăciune. Mai bine să fii la rugăciune decât să umble prin spital să te rogi, că când ești cu analizele rele, nu prea îți vine rugăciune. Și rugăciuni lungi așa. Aici, în adunare, te mai aprinzi de la unul, de la altul, te mai rogi, mai ridici mâinile, mai te oprești, mergi altul. Dar pregătirea viitorului este în funcție de rugăciune. Câteodată nu putem schimba evenimentele din viața noastră, dar putem modifica anumiți termeni. Într-o zi frumoasă de florii, Hristos a intrat în Ierusalim să le schimbe destinul și istoria, călare pe mânzi unei măgărițe. Dar din nefericire, nu și-a realizat planul. A ieșit după masa pe muntele măslinilor și a spus, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, că era ultima. Lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. După care Domnul le spune la ucenici următoarele lucruri. Vor veni zile când Ierusalimul acesta va fi înconjurat de oști, din toate părțile. Va veni ziua aceea. Ca atare voi rugați-vă să puteți fugi din Ierusalim, să nu fie o zi de sabat sau o zi de... Dar apostolii puteau spune, Doamne, dar noi nu ne rugăm pentru o zi de sabat, noi ne rugăm ziua aia să nu fie. Nu, nu, ziua aia va fi. Ziua cea grea va veni. Nu poți să o scoți din harta ta, din viitorul tău. Dar condițiile acele zile le poți schimba cu rugăciune. Când au înconjurat Titus Ierusalimul, în zilele respective, a dat o breșă foarte scurtă când cei ce vor să plece din Ierusalim pot să plece, dar fără bogății.
De-aia Domnul Iisus le-a spus, nu mai intrați, luați din casă ce mai aveți, că oricum nu mai contează ce aveți. Plecați fără, rapid de acolo. S-au rugat și n-a fost o zi de sabat când evreul avea dreptul să fugă câțiva 2 km aproximativ, după care stătea pe loc. Că ca un evreu credincios și în timp de război trebuia în zi de sabat atâta să facă. Nici timp de iarnă când era greu să mergi copiii. A fost un timp prielnic, că rugăciunea lor a fost ascultată, au plecat din Ierusalim și s-au acioat la Petra. Și toți creștinii au fost salvați, slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, zile rele s-ar putea să vină și peste națiunea noastră. Îmi povesteau frații care merg des în zona de război, că sunt credincioși acolo care s-au rugat și au spus, Doamne, dacă îngădui să vină o bombă în casa mea, în ograda mea, să nu explodeze. A venit o dita mai rachetana, a căzut exact în curtea credinciosului și nu a explodat. A venit ucrainienii, au luat-o ca să fac și model după aceea de acolo. Dar el s-a rugat. Frații mei, mare putere are credința. Or, pentru asta pot să programez. Nu știm ce ne așteaptă. Nu știm cum Dumnezeu va veni să pedepsească anumite zone geografice, anumite persoane. Dar credincioșii pentru ziua cea rea nu pot face altceva decât să se roage și să spună, Doamne, te rog, pregătește ziua aceea să rămân în picioare după ce voi fi biruit totul. Aleluia. Biserica Domnului care își zidește cei 4 stâlpi, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni, tot zidește. Dacă îți îngăduie Domnul, îmbătrânești și vii în comunitatea aceea care merge la fel. Se învață o învățătură serioasă, oamenii aceia au părtășie în biserică, oamenii aceia frâng pâinea și se cinstesc și se apreciază unii pe ceilalți și oamenii aceia stăruiesc în rugăciuni înaintea Domnului. Și dacă îngăduie Domnul și după 200 de ani vii și îi găsești acolo, când unul din stâlpii ăștia sunt înclinați, fie că e vorba de studiu, fie că e vorba de socializare, fie că e vorba de rugăciune, dintr-o dată poți merge într-o clădire și spui, clădirea asta a fost plină de oameni care ascultau Evanghelia. Și unde mai sunt acum? Zgoale, prin Anglia, pentru că s-a înclinat ceva. Îmi doresc pentru Smirna cât mai îngăduie Domnul să devină un zgârie nor spiritual. Amin. În care copiii și nepoții voștri să continue construcția etajelor spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Glorie Domnului.